Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Pe o piață plină cu tablete care mai de care mai interesante, sunt puține care ne atrag cu adevărat privirea și etalonul când vine vorba de tablete portabile, relativ mici, sunt zilele acestea iPad Mini și Nexus 7. Dintre cele două, cea mai avansată, cea mai nouă este evident Nexus 7, are o rezoluție mai mare, procesor mai bun și Apple se pregătește, cel puțin la momentul la care fac eu acest review, nu a lansat încă noul iPad Mini pe care îl bănuiesc că vine prin octombrie, însă, până una alta, avem tablete foarte interesante de la mări la care te aștepți mai puțin, pentru că până acum nu ne-am obișnuit să vorbim foarte mult despre o tabletă reușită de la LG, dar iată că de acum avem LG G-Pad 8.3. Este o puțin ciudată denumirea asta că, ok, de ce nu au făcut 8? Păi spun că în 9.3 au făcut o tabletă care să încapă perfect în mâna unui cetățean din Coreea de Sud. Se potrivește și în mâna unui cetățean din România foarte bine. Însă, dincolo de chestia asta de denumire, tableta aceasta este una foarte reușită care vine cu o mulțime de aturi și un aspect foarte bun, este foarte reușită pe ansamblu. E aproape jignitor să o pun lângă Samsung Galaxy Note 8 pentru că aici avem o tabletă de 8 inch de 1280x800, iar aici avem 1920x1200, enorm de mulți pixeli, așadar avem aceeași rezoluție ca pe Nexus 7, însă pe o diagonală o idee mai mare, o densitate mai mică de pixeli, pixeli mai puțin înghesuiți ca pe Nexus 7. Pe Nexus 7, așadar, imaginea este foarte, foarte precisă. În schimb, pe G-Pad 8.3, parcă te vei uita mai cu mai multă poftă la niște clipuri video, să zicem, de pe YouTube sau la jocuri. Ai la dispoziție o suprafață imobiliară, să zic așa, de ecran pe care se poate să faci mai multe lucruri. Și hai să deschidem un clip, să-mi fac și eu plăcerea să văd un clip aici. Ok. Hai. Full screen. Bun. Vedem o animație. Avem o bucată de gameplay dintr-un Minecraft. Și ăștia comentează în timp real. Se mișcă foarte, foarte bine, senzația că sunt chiar acolo în joc. A luat de pe YouTube clipul în variantă HD. Dar hai să mai vedem ceva. Uite că mi-arată clipul aici jos. În timp ce eu mai navighez. Hai să mai deschidem și altceva. Mamă, de zilele astea YouTube recomandă numai chestii ciudate. Hai. Și o bucată de gameplay de GTA. Ok, și hai să ajungem undeva prin joc. Da, pentru conținut video, așadar este foarte reușită pentru că avem un display IPS cu o rezoluție așadar peste Full HD, astfel încât să-și încapă butoanele în partea de jos. Nu avem butoane fizice, sunt introdus aici pe ecran și e o chestie, hai să zicem, și bună și rea, pentru că atunci când vei folosi tableta așa, le vei avea aici, dar dacă o întorci invers, evident le vei avea în partea de jos a ecranului. Dar hai să mai vorbim puțin despre aspectul tabletei, pentru că vă spuneam că este o tabletă neașteptată de bine făcută, de reușită. Avem niște margini foarte mici, de doar 7 mm pe laturi și ceva mai mari aici unde avem senzori, spre exemplu, partea de conectivitate a tabletei. Pe față avem o cameră destul de mică, doar 1,3 megapixeli și un senzor aici de luminozitate și cel de proximitate, iar pe spate o cameră doar de 5 megapixeli fără flash, însă care e capabilă să filmeze Full HD. Poți face poze relativ decente. Hai să și deschidem camera ca să vă arăt. Așa, să-l aducem pe omulețul de serviciu. Așa. Cu focalizare. Și o chestie foarte interesantă care pe mine m-a distrat foarte tare. Fiți atenți. LG. A, știi să faci cu comandă vocală? Ia. Yeah. Cheese shutter. On. Și. Așa. Ok. Whisky, kimchi, LG, cheese,
tot felul de comenzi vocale. Declanșează, face poze destul de clare. Pentru ce trebuie este mai mult decât ok, să le vezi foarte bine pe display-ul tabletei. Poți să comuți și modul video ca să vezi cum poți să filmezi. Și aici am focalizare, are focalizare automată. Hai, reușești? Așa. Hai că ne scurcăm. Bravo. Bun, poți să schimbi moduri, ai normal live effect. Ia să vedem ce face live effectul ăsta. Ar trebui să deformeze niște lucruri în funcție de persoana care se vede. E dacă aș putea oare să întorc eu camera să mă văd pe mine cu efectul ăsta. Să deschidem din nou camera, unde era camera. Așa o am aici. Hai să schimbăm camera și mod beauty shot. Ok. Hai să-mi fac eu o poză, să-mi îmbunătățesc puțin fața. Și am aici un cursor care estompează defectele. Maschează riduri și lucruri de genul ăsta. A, nu e cea mai reușită poză. Este și cu întrejur, dar eu par ceva mai odihnit decât în realitate. Da, lucruri destul de puține pe partea de cameră, pentru că pe o tabletă am văzut mai mult, de fapt, ce pot să zic, că să nu faci poze, sunt destui care fac poze. Așadar, o margine subțire, exact cum spuneam, și avem plastic alb, aici avem plastic alb lucios, însă, pe spate, aluminiu. Un aluminiu de bună calitate, însă care va ți-ai grijă pentru că riști să-l zgârii în anumite poziții. Nu știu cât de bine se vede, dar dacă nu vei fi atent, partea asta așa finuță, foarte plăcută la atingere, riscă să se strice. Policarbonat plastic și în partea de sus și în partea de jos, exact cum ziceam. Slotul pentru a adăuga memorie suplimentară. Tableta vine ori cu 16, ori cu 32 de giga de stocare și vei mai putea adăuga încă 64 pe un microSD. Ieșirea de jack-ul de căști. Aici avem un senzor de infraroșu, poți să folosești tableta pe post de telecomandă universală prin casă, o treabă deșteaptă care îți va economisi o grămadă de bani, butonul de blocare, deblocare și volumul, însă butonul de blocare poate fi înlocuit cu funcția knock-on, adică... dai de două ori cu degetul în ecran și blochezi sau deblochezi ecranul. Are și un efect foarte frumos de tranziție atunci când o deschizi. Ea răspunde foarte bine. Eu acum o muncesc destul de mult pentru că ea în paralel este și conectată wireless la un ecran. Și cum am făcut lucrul ăsta? Prin funcția Miracast, care deja a ajuns să fie standard pe device-urile, pe gadget-urile de la LG și apreciez lucrul ăsta. Ia să vedem ce mai avem aici în listă foarte repede. Quick Memo, adică să capturezi ecranul și să scrii ceva pe ecran. Am mai vorbit despre lucrurile astea. Ne întoarcem. Q-Slide. Pe partea de Q-Slide ai niște aplicații care suportă Q-Slide și să zicem că vrei să deschizi un browser de internet în timp ce tu navighezi prin tabletă. Ok. Și iată cum tu poți să îți pui o fereastră, să adaugi o fereastră în plus pe care să-i modifici mărimea. Între timp tu faci și altceva pe tabletă și poți să schimbi chiar și transparența. Poate să fie mai relativ transparentă ca tu să faci și altceva. Da? Și apoi poți să te întorci în fereastra asta, să o maximizezi. Așa. Bun, și alte funcții tot așa, despre Q-Slide am mai vorbit pe blog. Quick Remote, aici poți să faci funcție de telecomandă, poți să întorci, bine, trebuie să o întorc ca să folosesc, fii atent, nu mă las să folosesc în poziția asta. Ok, hai, Q-Remote. Bun, și aici poți să adaugi o telecomandă prin care să controlezi orice device din casă și o vei găsi întotdeauna aici în status bar, am mai vorbit despre lucrul ăsta. Ne întoarcem în modul Landscape să se vadă ceva mai bine. Quick Remote s-a închis, controlul de sunet, vibrație, silența pe sunet, Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul, funcția QPR de care vă spuneam, îți permite să-ți legi tableta asta la un telefon LG cu care să împartă conexiunea de net, pentru că ea nu are SIM, deși Note-ul 8, spre exemplu, concurentul, să zicem așa, care nu poate emite pretenții în această competiție de data asta, are totuși conectivitate 3G, 4G LTE. Această tabletă nu are o funcție SIM, cel puțin din câte m-am documentat eu, încă nu există una, însă nu ai nevoie de așa ceva în viața reală, pentru că poți să iei netul așadar de pe un alt telefon. Poți să vezi apelurile, SMS-urile, fișierele, o chestie foarte deșteaptă cu această funcție QPR. GPS, dacă vrei să faci și navigație, rotația, sincuirea contactelor, Miracast, ceea ce fac eu acum. E, pentru Miracast, hai să vă rog cum funcționează. O să-l dezactivez. În momentul ăsta ecranul s-a făcut negru. Cum îl folosești? Activezi Miracast
și va căuta un device la care să se conecteze wireless. Iar eu pentru acest exemplu am folosit un dongle de la Netgear, dar funcționează, am observat eu, și cu dongle-ul de la Samsung sau orice dongle Miracast. Trebuie să vă interesați ca dongle-ul vostru să suporte Wi-Fi direct. Și iată că dongle-ul meu a fost văzut în listă, dau click pe el, se va stabili conexiunea wireless, iată deja zice Wi-Fi direct connected, și după Wi-Fi direct va face și conexiune Miracast. Durează câteva secunde până când cele două device-uri se împerechează, iar în câteva momente conținutul, ceea ce văd eu pe ecranul tabletei, se va vedea wireless pe cel mai mare ecran din încăpere la o rezoluție de 720p. Așadar, nu este chiar la nivel Full HD, însă poți să trimiți conținut Full HD acolo. Aici mai avem funcția de battery saver, să economisească bateria, să-i mai taie puțin din elan, funcție airplane, stingerea ecranului și wireless storage prin care poți să vezi tableta de pe un calculator sau de pe un laptop, poți să vezi conținutul, să mai descarci lucruri. Controlul luminozității, foarte luminoasă tableta, neașteptat de luminoasă, poți să o lași pe auto ca să vadă bine, notificările și așa mai departe. Bun, cam astea sunt funcțiile cele mai importante. Hai să ne uităm puțin la câteva dintre softuri pe care le-au pus. În afară de funcția NoCon, v-am arătat funcțiile Q-Slide. Cei de la LG au mai pus câteva lucruri drăguțe aici. Și în afară de Q-Pair, de care v-am zis, mai este VoiceMate. What can I say? Un fel de Siri, hai să nu zicem Siri, un asistent vocal. Și care și face pe interesantul că răspunde la tot felul de întrebări. Uite, ce poți să spun? Spune ce ai în minte. Ok, hai să zic ceva de genul... What is LG? Searching the web for what is the G. Nu, what is the G? What is LG? Up, up and away. Ok. Și iată că a devenit un widget pe ecran, pot să fac căutări prin funcția Q-Slide. Mi-a adăugat această funcție pe ecran în timp ce eu fac și alte lucruri și aș să-i spun post to Facebook, I am so sleepy. The server is not hai că l-am dat peste cap. Fac mai multe lucruri deodată. În momentul ăsta însă ce este de apreciat este că cei de la LG au făcut tableta asta cu un Wi-Fi direct mai nou, de generație mai nouă, și eu pot să și navighez pe internet prin Wi-Fi, am tableta conectată la internet prin Wi-Fi, dar folosesc și Wi-Fi directul pentru Miracast, pentru wireless mirroring. Așadar, sunt două conexiuni active în momentul ăsta, una către router, alta către acest dongle. Și hai să vedem niște aplicații care folosesc mai intensiv grafica. Avem o tabletă, nici n-am vorbit prea mult despre procesor, vedeți că de puțin a ajuns să conteze. Avem o tabletă quad-core cu un procesor Crite de 1.7. Asta înseamnă că se mișcă bine. N-ai ce să reproșezi, 2 GB de RAM și uite, spre exemplu, în momentul să navighez deasupra Bucureștiului, hai să vedem puțin Palatul Parlamentului. Google Earth pune la muncă în general procesoarele grafice, mai ales când navighezi în timp real și internetul, și iată că se vede destul de bine. Răspunde bine, hai să navigăm puțin, hai să mai vedem și altă clădire, aici ce-o fi. Casa Radio. Așa mă trășește cum e, are variantă 3D pe Google Earth, lucruri de genul ăsta, bla bla bla. Alte clădiri și tot așa. Arată bine, îmi place. Și hai să vedem repede și un joculeț. Subway Surf e pe mare val zilele astea. Este un fel de Temple Run. Cu o grafică destul de interesantă. Nu muncește foarte mult procesorul, dar ca să vedeți că e frame rate-ul, adică frame-urile care trebuie să succeadă sunt foarte rapide ca mișcarea să fie fluidă. Este un joc cu grafică 3D care se mișcă foarte snappy, foarte rapid. Hai, nu mă prinde. Este genul de joc care vine gratis, dar care încearcă apoi să-ți ia banii dacă nu ești atent, când o să vrei mai multe vieți ca să ajungi cât mai departe, să strângi kilometri. Oh, resume, nu vreau pauză. Aha, și save me, ca să cumperi chestia, trebuie să vii cu bani. Așadar, ați văzut, se mișcă bine, mă încurajez să mai cumpăr, să mai cheltuiesc bani, nu mă interesează. O tabletă care, pe ansamblu, se mișcă bine, nu ai ce să reproșezi, are majoritatea lucrurilor pe care le cauți la o tabletă modernă.
Este excelentă pentru video, pentru jocuri, pentru, chiar și pentru niște poze, pentru Skype, pentru aproape orice. Dacă vrei o tabletă portabilă care să încapă într-o geantă sau într-un buzunar mai mare, dar să nu fie mai tableta de 10 inch, asta este cea mai bună tabletă de pe planetă, testată și verificată. Cam atât despre LG G-Pad 8.3. Aștept impresiile voastre mai jos pe blog și dați și un like dacă merită acest review. Până data viitoare, numai bine!